Frumusețea expresiei vizuale constă în acel unic atribut al jurnalismului vizual de a te face mai bine decât alte medii să simți că ești acolo, să ai o experiență la prima mână a personajelor tale, să trăiești între personajele tale. Singurul lucru pe care nu-l poți transmite încă prin jurnalismul vizual este mirosul. În rest, tot restul și poate chiar și mirosul poate fi sugerat dacă ești suficient de inteligent și de bine pregătit să arăți chestia asta telespectatorului.